Câmpina are oameni cu inițiativă. Nu cu mult timp în urmă, organizația PNL a invitat toți oamenii de afaceri din oraș, dar și politicienii la un bal caritabil, primul de acest gen din zonă. În urma acestei acțiuni s-a strâns suma de 3.500 de lei, bani folosiți pentru dotarea secției de boli interne a Spitalului Municipal Câmpina cu lenjerie nouă, și a venit momentul în care acest cadou a fost oferit. Asta este o dovadă de solidaritate umană, știind foarte bine că spitalul stă foarte, foarte rău cu problema asta din punct de vedere administrativ. Mulțumim încă o dată! Este cunoscut faptul că Spitalul Municipal Câmpina are nevoie de ajutor și gestul acesta poate fi doar un exemplu pentru alți și alți oameni. De fapt, prin acest gest, să atragem atenția celor care au mulți bani și făcuți din alte surse, că ar trebui să sprijine să se ocupe puțin și de viața socială. Deci, cred că poate să fie doar un exemplu și trebuie luat ca atare. Noi nu credem că am făcut mare lucru, am făcut un lucru care este absolut normal. La secția de boli interne au ajuns 50 de lenjerii. Cred că e un mic trop de bucurie să dorm măcar pe lenjerie curată. Nu este mare lucru, dar l-am făcut din inimă și mai ales că vin sărbătorile de iarnă, sper să fie plăcere pe mine. Criza a lovit pretutindeni, dar punând mână de la mână se pot face lucruri frumoase.